we come into the closing of the session. La închiderea acestei sesiuni, I'd like to express our gratitude to all of you for coming. Aș vrea să exprim mulțumirea față de toți dintre voi care ați participat. For your patience and your perseverance. Pentru răbdarea și perseverența voastră. You have really encouraged our hearts. Ne-ați încurajat inimile. That there is hunger for God. Într-adevăr, există foame de tot Dumnezeu. That you are thirsty for the genuine truth. Și că voi aveți, ați gustat acest adevăr, adevăr autentic. The Bible says, blessed are those who thirst and hunger for righteousness. Și Biblia spune că sunt binecuvântați cei flămânzi după neprihănire. There's a blessedness for those who hunger for the truth. Este o binecuvântare pentru cei care sunt flămânzi după adevăr. And that blessing will not elude anyone of you in the name of the Lord Jesus. Și acea binecuvântare nu va lipsi pe niciunul dintre voi, în numele lui Iisus. There is also a need for us to say thank you to all the Assembly of God pastors who have gathered together for us to share together. Vrem să mulțumim și tuturor pastorilor din adunările generale ale Dumnezeu pentru că au venit împreună cu noi. We do not take your coming at all for granted. Nu luăm ușor vizita voastră aici. We know it takes the grace of God to sit down. Știm că este nevoie de listen to the word of God. I've been preaching for many years. Știm că este nevoie de Harul lui Dumnezeu ca să puteți sta și să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu pentru că voi predicați de atâția ani. We deeply appreciate your humility. Și apreciem smerenia voastră. And your desire to see the move of God in Romania. Și dorința voastră de a vedea mișcarea lui Dumnezeu în România. Our prayer is that God will cause the work in your hand to expand. Și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să facă ca lucrarea Lui în mâinile voastre să crească. And the churches over which God has made you His shepherds will grow under your hand. Și bisericile peste care Dumnezeu v-a pus păstori să crească sub mâna voastră. And as you continue to take this challenge, și pe măsură ce duceți mai departe această provocare, God Himself will encourage you with His visitation. Dumnezeu însuși să vă încurajeze cu cercetarea lui. We also want to express our gratitude to our brother Dr. Chilton. Vrem să ne exprimăm mulțumirea și pentru fratele nostru Dr. Chilton. Since we met about 3 years ago. De când l-am întâlnit acum 3 ani de zile. We have a struck a friendship, a relationship. Noi am creat o prietenie, o relație. A partnership in the work of God. Și un parteneriat în lucrarea lui Dumnezeu. We want to appreciate the fact that we could stand shoulder to shoulder to see the glory of God in Romania. Și vrem să apreciem faptul că stăm picioare pentru a vedea gloria lui Dumnezeu în România. We again want to appreciate that hand of fellowship. Și vrem să apreciem această mână deschisă pentru părtășie. It's our prayer that God will cause this to bring increase to the kingdom of God in Romania. Și rugăciunea noastră este ca această mână întinsă să aducă o întindere a Împărăției lui Dumnezeu în România. The things that we have prayed and believed God for. Lucrurile pentru care ne-am rugat și pe care credem pe Dumnezeu pe cuvânt. He will grant us long life to see it in the name of Jesus Christ. El ne va da viață lungă ca să le vedem în numele lui Iisus. All the challenges that you are facing here, the Lord Himself has laid that same body of prayer on our heart and we will be praying for you. Toate provocările pe care le întâmpinați aici, Dumnezeu a lăsat în inima noastră o povară rugăciunii și ne rugăm pentru voi. We also want to express our gratitude to all the staff that have been taking care of us and have been making sure things go well here. Thank you. Vrem să mulțumim și stafurile care s-au ocupat de noi și ne-au făcut toate lucrurile ușoare. Vă mulțumim. And our sister, Sister Emily, who had been a mother to us all here, we are very grateful. Thank you. Și sora Emilia care a fost o mamă pentru noi toți aici, îți mulțumim. And for this man who has served as the assistant preacher all the time. Thank you very much. I'd like to
this last session, we are going to take 30 minutes first to discuss. Am pierdut această sesiune ultimă, vom lua 30 de minute ca să discutăm. And then I'll bring charge for 30 minutes. Și apoi voi aduce cuvântul de final pentru 30 de minute. So I would like to still take that 30 minutes for us to chat and discuss. Aș vrea să avem acele 30 de minute să discutăm. In the course of the meeting, în timpul acestei întâlniri, we thought we should give opportunity to get questions, if there are questions. Am vrea să avem întrebări, dacă sunt întrebări. And if there are suggestions on what could have been done or what you think can be done as a follow-up of what God has been saying to us. Și dacă sunt sugestii cu ce ar trebui făcut și au urmă, ar trebui să mergem de aici ca să continuăm ceea ce a început Domnul. But you should feel free to voice out your feeling, your thinking, your suggestion, and what we can take back to the drawing board as we go back to speak. Și simțiți-vă liberi să vă exprimați sentimentele, gândurile, să puneți întrebările ca să avem ceva pe care să ne bazăm când vom începe să vorbim, să vorbim din nou. During the group meeting yesterday, discussions about further exposure to discipleship or further exposure to the kind of leadership training exposure that would prepare us for what God is talking about. În întâlnirile de ieri pe grupe s-a discutat mai mult despre procesul de ucenicizare sau despre procesul de pregătire a liderilor pentru a ajunge unde Dumnezeu ne vrea să fim. So I want to leave this time free for anybody who has something to say. Și aș vrea ca acum, în aceste momente, să fie un timp liber în care fiecare se poate exprima. If there are questions, remarks, or observations, dacă sunt întrebări, remarci, observații, our fathers in the Lord are also here, we can listen and discuss. Părinții noștri în Domnul care sunt aici, dacă au ceva de spus, we do that for about 30 minutes and then we can take the final charge before we pray. Și vom face asta de 30 de minute și apoi vom avea cuvântul de final. So the door, the floor is open. You can please raise up your hand and say anything, ask any question or suggest how to go on. Deci discuțiile sunt deschise, puteți avea orice întrebare sau sugestii despre cum să continuăm. Any other questions so that we can take all the questions together.
alte întrebări ca să putem răspunde la toate întrebările odată? You raise your hand, this man will carry the mic to you. Ridicați mâna și ține-o va aduce microfonul. Fratele Acani ne-a spus că ce întâi trebuie ca să facem golire. Fratele Acani told us that we first we have to empty ourselves. Dar golirea cu umplerea este împreună. Ce trebuie întâi? Golirea sau umplerea? What comes first? Are they together? What comes first? The empty or the filled? Thank you. That's the second question. Just as the one remarked. Is there any third questions that we take them together? I can remind. Just wave your hand, this man will get to you. Yes, sir. Mulțumesc, domnul Mitră. Mi-a prins juni ca să ajung juni aici. Am auzit un cuvânt de la doctor pastor Ciuță, că înțelepții învață toată viața. I thank the Lord that the opportunity to be here, and I heard a word from Pastor Ciuță that said that wise men, they learn all their life. M-am bucurat foarte mult de cuvântul acesta și mă bucur că zilele acestea a fost ceva foarte consistent pentru cei ce vor să fie robii Domnului. I enjoyed this word and I enjoyed that these days was something very consistent for those ones to be servants of the Lord. Și eu sunt gata pentru toate lucrările care se pregătesc. I am ready for all the works that God prepares. Amen. 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 Thank you. There's a sister that I want to speak. The lady has her one hand. Okay. All right. Okay. Now, if there are no questions, my student, Trevor, let's answer the two questions that have come. Haideți să răspundem la cele două întrebări care s-au pus. And then we will now go ahead and ask a direct question after we have answered the questions. I will ask you a question yourself. Și apoi, după ce vom răspunde la aceste întrebări, vom pune noi o întrebare. Right. Now, the first question was talking about how can someone know he is truly called by God? Și prima întrebare era cum cineva poate ști dacă este cu adevărat chemat de Dumnezeu. And not just because he just wanted to be. Și nu doar că el vrea să fie în față. While sister Emilia was taking part of the book that our sister wrote. And did you sora Emilia ne spunea despre cartea pe care sora Vivia a scris-o? She read something from August 6. A citit ceva din 16 august? Eh? Da? August 16, yes. August 16. And then she quoted a scripture from Hebrews chapter 5. Și acolo a citat un verset din Evrei 5. No man taketh this honor upon himself. Nimeni nu ia această onoare asupra lui. Except those that were so called as Aaron was. Decât cei care sunt chemați de Domnul. And that even Jesus did not glorify himself to be made an high priest, but he that said to him, Thou art my son, today have I begotten thee. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la ceea ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. First, the call of God is not what a man claims by himself. Chemarea lui Dumnezeu nu este ceea ce un om consideră că are. Even though he looks honorable to be a pastor or a priest, cu toate că preacher, pare un lucru onorabil să fii un pastor sau un preot sau un predicator. Those who only want the honor and the glory of it, they are possibly not called. Cei care vor doar gloria aceasta,
vor în anul aceasta, probabil că nu sunt chemați. But those who are ready to suffer and die for the sake of the kingdom of God, you will see that they don't need too much for you to know that God has called them. Dar cei care sunt gata să sufere, cei care sunt gata să moară pentru împărăția lui Dumnezeu, vei vedea că nu este nevoie de multe lucruri ca să îți dai seama că ei sunt chemați. The call of God on a man's life is usually something beyond him that he only trembles to accept. Și chemarea lui Dumnezeu peste viața unui om este de obicei ceva ce îl depășește și doar cu teamă se une la același lucru începând să-l accepte. But if you see anybody who say, I know I'm qualified to be a man of God and you must make me a man of God, we know that God has not really called him. Dar dacă vedem un om care spune, eu sunt chemat să fiu un om al lui Dumnezeu, sunt pregătit să fiu un om al lui Dumnezeu, putem ști că acel om nu este chemat. But through so many, many inspiration of heart, brokenness of life, you get to know what God's call on your life is. Dar prin ceea ce descoperă Dumnezeu, prin zdrobirea inimii, ajungi să știi care este chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. All the people that have experienced the call of God, they trembled at it. Toți oamenii lui Dumnezeu care au experimentat chemarea lui Dumnezeu au privit cu frică și cu tremur acest lucru. None of them felt qualified enough. Niciunul dintre ei nu s-a simțit destul de calificat pentru această lucrare. Because they know that the sufficiency for the call of God is not in themselves but in God. Pentru că au știut că suficiența pentru acea lucrare nu se poate găsi în ei, ci este în Dumnezeu. So, it is possible to actually know when God is beginning to say, I want to use you, I want to use you. It always comes with trembling, with fear, and knowing that this is not what I can handle by myself, it must come from God. Deci este posibil ca să ne dăm seama de chemarea asupra vieții unui om, pentru că aceasta vine întotdeauna cu frică și cu tremur, iar cel care primește această chemare știe că ceea ce se întâmplă, trebuie să se întâmple prin Dumnezeu. Those who are called of God, cei care sunt chemați de Dumnezeu, they are not coming to eat, they are coming to serve, even to die. Ei nu vin să mănânce, ci vin ca să slujească, poate chiar să moară. If you see anybody who only came into the ministry to make a good living out of it, they are not called. Dacă vedeți pe cineva care a venit în slujire doar ca să aibă o viață bună, ei nu sunt chemați. Because even Jesus Christ came not to be served, but to serve and to give himself as a ransom to others. Pentru că până și Iisus a venit ca să slujească și nu ca să fie slujit, ci ca să se dea ca o răscumpărare pentru ceilalți. So if you see any man that the first day he stepped into the work of God, he wants to be the leader, we know he has not been really called. Dacă vedem un om care de prima dată când intră în slujire vrea să fie un lider, putem ști că el nu a fost chemat. Those who are called, they came to serve and to give themselves as a ransom to others. Cei care au fost chemați au venit ca să se slujească și ca să fie ca o răscumpărare pentru ceilalți. Now, our brother asked whether do we get emptied first or get filled first? Fratele nostru al doilea a întrebat dacă noi suntem umpluți prima dată sau suntem goliți prima dată. And everybody laughed because the answer is obvious. Și toți au râs pentru că răspunsul este evident. You can't be filled when you are full. Nu poți fi umplut atunci când ești plin. So the first thing is that God empties men before filling them. Deci primul lucru este ca Dumnezeu să golească un om înainte să umple. Every man that has been, you know, empowered by God, you will know that they have been broken by God. Fiecare om care a fost împuternicit de Dumnezeu, mult spui sigur că el a fost frânt înainte de Dumnezeu. Only a broken man can be used to bless people. Numai un om care a fost frânt poate să le folosesc în oameni. Those who have not experienced brokenness, they cannot be a blessing. Cei care nu au experimentat această zdrobire nu pot fi o binecuvântare pentru alții. God emptied Moses to the point that he said, I'm a stammerer, I cannot go.
before God filled him with power. Moise a experimentat această golire, pentru că el a spus că nu pot face nimic, nu mă pot duce înainte ca să fie umplut cu putere. If you want genuinely to be used of God, get ready to be emptied. Dacă tu vrei să fii folosit cu adevărat de Dumnezeu, fii gata ca să fii golit. If you are not emptied, what you think is an anointing is only a splash of oil on top of the cover. Dacă tu, nu ești golit, ceea ce îți se pare că a fi o ungere este doar un strop de ulei care este pe deasupra. Anybody that has not experienced the scooping out of self-life cannot really know the deep infilling of the Spirit of God that causes eternity to happen when they stand up to preach. Oricine nu a experimentat această golire, această excavare a sinelui, nu poate înțelege ceea ce înseamnă această atingere a lui Dumnezeu atunci când predice. Even Jesus. Chiar și Iisus. The Bible said he emptied himself. Biblia spune că s-a golit de sine. And made himself of no reputation. Și nu a avut nicio reputație. And became humble. A fost smerit. And became obedient. Și ascultător. Even unto death. Chiar până la moarte. Even the death of the cross. Chiar până la moartea de cruce. Then the Bible said, therefore. Și de aceea se numește God. Dumnezeu. Has highly exalted. L-a ridicat. That's the process. Acesta este procesul. Before Jesus was filled with the Spirit, even at the baptism of John. Înainte ca Iisus să fie umplut de Duhul, chiar la botezul lui Ioan. He emptied himself. El s-a plin de sine. Even though he knew no sin. Cu toate că el nu a cunoscut păcat. He offered himself to be baptized by a subordinate like John. El s-a smerit ca să fie botezat de Ioan. And it was after that the Spirit came upon him. Și după aceea Duhul a venit peste el. You must be emptied before you can be filled. Trebuie să fii golit înainte ca să fii umplut. God bless you. Dumnezeu să te binecuvânteze. Thank you. Some of our pastors need to leave. Vă mulțumesc, unii dintre pastori trebuie să plece. Because they need to catch their train. Pentru că trebuie să prindă trenul. So we pray that the Lord go with them in the name of Jesus. Ne rugăm ca Domnul să mergă cu ei, în numele lui Isus. Hallelujah. Hallelujah. Right. Thank you very much. There are no more questions. Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări. Please bring back our pulpit. Let me now ask you my own questions. Și acum vreau să vă pun eu întrebarea care am eu. Now we have come through these few days of meeting. Noi în aceste zile de întâlniri, we have raised several issues as regards becoming God's vessel for revival. Noi am ridicat câteva probleme în a deveni vasele trezite pentru Dumnezeu. And we have spoken more about the process that we must allow before we can experience and expect the product. Și am vorbit despre procesul care trebuie să se întâmple înainte ca noi să experimentăm produsul final. So the question I really want to ask for us to discuss in another few minutes. Și întrebarea pe care vreau să discutăm în câteva minute. Do you understand what we have gone through? Înțelegeți prin ceea ce am trecut? How do you think we can respond in terms of continuity? Cum credeți că putem răspunde din punct de vedere al continuării? How can we take it forward in terms of our own personal response, in terms of growth, in terms of discipleship and all of that? What are your what do you think? What do you suggest? Can we have one or two, three persons speak? Is this meeting desirable? Cum putem duce mai departe acest lucru? Care credeți că sunt opțiunile în a continua acest lucru mai departe în învățare, în genocizare? Is there a different way you would have wanted it done? Ne poate spune cineva acest lucru? A fost această întâlnire, o întâlnire plăcută? Ați fi văzut procedându-se în alt fel? And we need to do it again. Și avem nevoie să mai facem astfel de întâlniri din nou? We wanted to discuss. Let's take those who want to say something on this.
I want everybody to feel free because it's important. Yes, I do. Toți să vă simțiți liberi în a vorbi. And that sister here, yes. I want to speak because I have a fear of speaking publicly, and I want to get over this fear. If we started, if we ignited the fire, we have to keep it. And the fire is ignited. And I know that friends of mine from the church, they feel the same as I do. And they feel the same as I do, and they are waiting to see the revival to happen here in Romania, and not only, but into Romanians with, from all over the countries. Eu nu mă urez, sfârșim cu asta și știm că depinde cu toată Dumnezeu. We are longing for this and this is a great thing and we are waiting on God. Nu vorbesc pentru că consider că am ceva de spus sau că sunt ceva, ci mi-e și frică și mă văd cât de mică sunt și nici nu mă văd vrednică și capabilă să. I don't speak because I think of me that I represent something. I think that I'm unworthy and I tremble. I don't see myself doing something for God. But because I'm His and I love Him and I want to experiment Him. And I want to see him in the life of Romanians. Because we are praying and we are fasting in our church for this. I think that it's necessary that for us to stay in unity because you cannot do this by yourself. Să fim un lanț de post, rugăciune, strigăte. Și să avem curaj să vorbim în afară, chiar dacă unii dintre noi suntem femei. Mie mi-e foarte greu să. And to have courage to speak outside, even if some of us are women. Am fost de câteva ori în stradă și vă spun că m-am îndrăgostit de lucrarea asta, dar în același timp mi-e frică să ies. I can say that I was on the street evangelism and I loved this, but at the same time I have a fear to doing this. Și mă bazez doar pe puterea lui Dumnezeu că El va schimba și va lua de la mine orice teamă și nu numai de la mine, de la noi toți. But I rely only on the power of God that He will take away this fear from myself and nothing from anybody, from all of us. Thank you. Mulțumim. Thank you. Yeah, before we take another, there are two more hands. Mai avem un două mâini ridicate. Yes, take that hand, take that hand. Yes, and another hand. All the hands, we take them quickly. Și vă mulțumesc dumneavoastră și celor care v-ați ocupat de organizare. Mulțumesc Dumnezeu că din cer că v-a pus în minte și în inimă această lucrare măreață și vă mulțumesc că I thank the Lord, I thank the organizers, and I thank the Lord because He put on your heart this wonderful ministry. Lucrez cu publicul, nu am emoții în fața publicului, dar în prezența lui Dumnezeu mă sunt chiar emoționat. I work with the public, I don't have emotion when working with the public, but in the presence of the Lord I'm full of emotions. Mi-a pus întrebarea și am primit răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. I asked myself and I received the answer from the word of the Lord. Prin frate El care vă spun și mă turisesc. And I confess to you. Dumnezeu l-a călăuzit și-l plințesc în lucrarea și asta. I received my answer to you, Brother Billy, and I guess to confess that
The Spirit of the Lord guides you to His ministry. M-au sunat colegi și cei care m-au cunosc și am mărturisit că o asemenea lucrare se poate întâmpla odată la 50 de ani. Some colleagues of mine called me and I confessed to them that a work like this, a work of God like this, a ministry like this can happen once in 50 years. Cuvintele măreță și bucatele gustoase. The words that we had and la nivelul cel mai ridicat. The food that we received was the highest level. Duhul lui Dumnezeu a prelucrat pământul inimii noastre. And the Spirit of the Lord, He worked on our heart. Și așa cum am ascultat cuvântul lui Dumnezeu pentru a persevera, pentru a duce mai departe mesajul acesta. And as we listen to persevere, to continue this message, respectăm cuvântul Domnului Iisus Hristos, care a spus că primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor. We have to respect the words of the Lord, and like as the first Christian, they were consisting in prayer, in fellowship, in breaking the bread and in prayer. Mulțumesc fraților care s-au organizat atât de bine. Thank you the brothers that organized this so well. They received us with warmth and may the Lord bless them. Să înțelepcească și pe noi. May the Lord bless you. Sunt convins că ne vom întâlni în Împărăția Lui. And I'm convinced in my heart that we will meet in the kingdom of God. Thank you. Amen. All right. We take that hand, and then there's the hand at the back. Thank you. I think I'm seeing your hand. Wave it again. All right. There's one hand and sister there. Se vorbea despre trezire. We were speaking about revival. Ceva timp în urmă am avut două vedenii. Quite a few times ago I had two visions. Erau două lupte. There were two fights. Una pe ape și una pe un câmp. One on the waters and one on the field. Și erau multe persoane rănite. Mulți încă mai sângerau. There were many wounded, many that were still bleeding. Și când am văzut imaginea aceasta, am întrebat ce să fac. When I saw this image, I asked the Lord, what should I do? Și am auzit o voce care mi-a spus, roagă-te. And I heard a voice that was saying to me, pray. Am început să mă rog și s-au mai rugat și alții. I started to pray and others joined me in prayer. Și în timp ce ne rugam, and as we were praying, acei oameni care erau răniți pe ape și pe câmp, those wounded people on the waters and on the field, au început să se ridice. They started to rise up. Și să se vioreze. To refresh themselves. Dacă fratele Milia Cani, his brother Milia Cani, poate să ne spune ceva despre cum a început trezirea în Nigeria. Can tell us something about how revival started in Nigeria. Mulțumesc. Thank you. Let's take that hand before we respond to what our brother said. Take that sister. Thank you. Mulțumesc. Eu aș da o sugestie legat de facerea de ucenici. I had a suggestion about discipleship process. Mulți dintre noi venim de ceva vreme la biserică. Am avut o chemare, am avut poate și frângerea aceea de care fratele vorbea mai înainte și fără de care nu poți fi un lider bun. Many of us were coming for a long time to church and some of us had this brokenness of the heart that you were speaking about and if you don't have it, you cannot be a good leader. Dar nimeni n-a trecut cu noi printr-un proces de ucenicie. But no one took us through a discipleship process. Și cred că am avea nevoie să fim instruiți puțin cum putem să facem ucenici în condițiile în care nimeni n-a făcut cu noi asta. And I think that we need to be instructed how can we make disciples if no one discipled us in the first place. Poate acesta este un subiect pentru viitor care poate fi planificat, organizat. Maybe this is a subject that can be for the future, that can be planned. Thank you.
Thank you. Mulțumesc. Thank you for that. Mulțumesc. Now, we take a voice from Bulgaria. Mai avem o voce din Bulgaria. And then, first, we would like to thank Pastor John Schulze that he invited us to come here. Aș vrea să mulțumesc pastorului Schulze pentru că ne-a invitat să venim aici. And we are very thankful for the whole seminar and to our special guest from Nigeria. Sunt mulțumit și voastră de nostru scăgeat din Nigeria, care sunt recunoscător pentru întreg seminarul. It was very anointed. And, a fost o ungere deosebită. We are happy that we are here. And one more. I am very encouraged by this precious lady. And, și sunt foarte încurajată de această soră. According to the last teaching, it's happened something very bad in her life, but even in that difficult time, he had the power to go ahead and to continue. Sunt lucruri în viața creștinului, lucruri foarte grele care se întâmplă. Praise the Lord. Dar trebuie să mergem mai departe și mărturia sorei Virginia m-a încurajat foarte mult. Thank you very much. Let's take the last hand. Haideți să luăm mâine ultima mână ridicată. Then we respond together. Și apoi vom răspunde la toate. În ceea ce mă privește, m-am hotărât să respect ceea ce Tatăl care ne-a spus în prima sesiune. For me, I decided to respect what Sabelius in the first session. Să nu rămână doar o experiență plăcută și atât. To be careful that this will not be only an enjoyable experience. E clar că Dumnezeu ne-a vorbit. It's very clear that the Lord spoke to us. Ne-a arătat niște lucruri pe care trebuie să le abandonăm. He showed us things that we have to abandon. Ne-a arătat că trebuie să ne primim la despărția lui Dumnezeu să fim vase de cinste. He showed us, that we have to be at the Lord's disposal to be used the vessels in His hand. Și mai ales că este o urgență. And that there is an urgency. Ca să nu rămână doar o experiență. So this will not be just an experience. Odată ce ne întoarcem acasă, I think that once we get home, trebuie să mai lăsăm să treacă o zi, fără să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. We have to be careful not to let even one day without being at the Lord's disposal. Așa cum îi spunea Pavel lui Timotei. So as Paul said to Timothy, așadar, dacă cineva se folosește de acestea, dacă if someone gets rid of all of this, va fi un vas de cinste, he will be a vessel folositor stăpânului, sanctified and useful for the use of his master. Pregătit pentru orice lucrare bună. Deci cred că trebuie să vedem asta ca o urgență. I think that we have to see this as an urgency. Să le putem tot ceea ce ne împiedică să facem performanță cu care cu Dumnezeu. Get rid of all the things that do not let us to do the work of the Lord. Să-i cerem Domnului să facă tot ce este necesar. To ask the Lord to do everything that He has to do. Ca să nu fim lăsați deoparte când va duce trezirea. So we will not be left aside when the revival will come. But we will be part of the revival. Mulțumesc. Thank you, brothers. Mulțumesc. Thank you for all your input. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile voastre. I want to say that this is very important. Și vreau să vă spun că acesta este un lucru foarte important. That as God came to meet with us. Așa cum Dumnezeu a venit să se întâlnească cu noi. We are taking definite, deliberate action on them. Noi trebuie să luăm o acțiune hotărâtă. Our brother asked a question, how did revival break out in Nigeria? Și fratele ne-a întrebat cum s-a produs această trezire în Nigeria. I would like to say that revival, ce aș vrea să vă spun că trezirea, most of the time does not start big. Trezirea niciodată nu începe la scară mare. It begins with few people that have been affected, who have decided to pray. Începe cu câțiva oameni care au fost atinși și care încep să se roage. Several people were touched in the early times. Și au fost câțiva oameni care au fost atinși în mult timp în urmă. And they began to pray. Și au început să se roage. For example, the revival that affected some of us. Deci trezirea care ne-a afectat pe unii dintre noi started among students.
A început printre studenți. Students who are just in school. Studenți care erau în școală. And the word of God began to affect them. Și cuvântul lui Dumnezeu a început să le atingă viețile. And as they began to pray. Și pe măsură ce au început să se roage, something began to happen. S-a întâmplat ceva. There was persecution. A existat persecuție pentru ei. But it couldn't quench it. Dar nimeni nu a putut să stingă acel foc. So revival could begin anywhere. Deci trezirea poate începe oriunde. It can start even in this room. Poate începe chiar în această cameră. That as few of us have caught this and we begin to pray. Asta dacă câțiva dintre noi am prins acest foc și începem să ne mișcăm. Și începem să ne mișcăm și să acționăm în urma ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Is simply a renewed obedience to the word of God. Pentru că trezirea este doar o ascultare renuită față de cuvântul lui Dumnezeu. Under the power of the Holy Spirit. Sub puterea Duhului Sfânt. That is the simple definition of revival. Aceasta este o definiție simplă a trezirii. When people begin to obey the word of God as it is. Când oamenii încep să asculte de cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el. Under the shower of the Holy Spirit. Sub ploaia Duhului Sfânt. Revival breaks forth. Trezirea începe. So revival before it becomes a mighty move. Trezirea înainte ca să devină o mișcare mare. It usually drops on individual lives. Sunt de fapt picături care pică peste oameni. What happens in your own house? Ceea ce se întâmplă în propria ta casă. That has changed your life. Ceea ce a schimbat viața ta. If you don't quench it. Dacă tu nu stingi acel foc. It might affect your community. O să afecteze comunitatea ta. And it may take over the whole nation. Și poate cuprinde chiar toată națiunea. So don't despise the day of small beginning. Nu disprețui ziua începuturilor slabe. Don't take for granted if two, three sisters felt like praying. Nu lua ca un lucru de apucat că două sau trei surori au început să se roage. And began to pray. Și începe și tu să te rogi. It is possible that as you are doing that. Este posibil că în timp ce tu faci acest lucru. The Holy Spirit is drawing other people. Duhul Sfânt să atragă alți oameni. And they are praying with you. Și să se roage și ei împreună cu tine. Before you know it. Și înainte ca tu să-ți dai seama. It can break forth. Poate totul să ca să înceapă să pornească. So when God was sent to us, continue. Deci când Dumnezeu ne spune continuați. It is very important. Este foarte important. And we like you to know. Și aș vrea să știți that the work that we have done, that God has done, că lucrarea pe care a făcut-o Domnul, that has spread into thousands and thousands and has gone into different parts of the world, care a atins mii și mii de oameni și a ajuns în diferite părți ale lumii, it began with two, three persons. A început cu două, trei persoane. As the Spirit of God began to work on our lives. Așa cum Duhul Domnului a început să lucreze peste viața lor. And as we did not take it for granted. Și pentru că nu am luat acel lucru ușor. It has broken. El a desfăcut și a and it's breaking. It's breaking forth. Și a început să meargă mai departe. So, I want to say that what your vision you saw will happen. Și vreau să spun că viziunea aceasta care am avut, God will bring revival. Dumnezeu va aduce trezire. Dry bones will live again. Oasele uscate se vor trezi la viață. Those who look half dead, they will come alive. Cei care par pe jumătate morți vor veni la viață. But it begins with your own simple obedience. Dar totul începe cu ascultarea ta. Just your own obedience. Doar cu ascultarea ta. So instead of us waiting until wind will blow and remove the roof. Deci în loc să așteptăm ca vântul să sufle și să ridice acest acoperiș. Do what God has told you to do. Fă ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci. Just do what it tells you to do. Fă ceea ce îți spune Dumnezeu să faci. Begin to pray. Începe să te rogi. Begin to purge yourself. Începe să te curățești. Begin to respond to God. Începe să răspunzi lui Dumnezeu. When our sister was speaking, când sora noastră vorbea,
I wanted to remind her that 1 Corinthians chapter 1 says, I vreau să-i amintesc că 1 Corinteni spune, not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. 1:26. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. And God has chosen the weak things of this world to confound the things which are mighty. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. And the base things of the world and the things which are despised has God chosen, yea, and the things which are not, to bring to nothing things that are. That's how God works. Și Dumnezeu a ales lucrurile joșnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă, lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele care sunt. Acesta este modul de lucru al lui Dumnezeu. So don't despise your littleness. It might be a little you that God is designing to use as a vehicle of revival. Deci nu disprețui faptul că tu ești mic, poate e vorba de tine, că tu ești mic, dar Dumnezeu te poate folosi pentru trezire. And as the other sister spoke, și cealaltă sora a vorbit, and was saying, the matter of discipleship, această problemă a ucenicizării, that many people, many of us are broken, many of us are hungry, many of us wanted God to move. Mulți dintre noi au fost robiți de Domnul, mulți dintre noi suntem fomentați după cuvântul Domnului. But there has not been a very, very deliberate discipleship opportunity. Dar nu a existat o ucenicizare, o posibilitate de ucenicizare clar. Even though we may think of that as something to speak about, but let me say that even now, God can do that. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu poate face acest lucru chiar acum. There are discipleship opportunities that we feel we can, you know, engage ourselves in straight away. Există posibilități de ucenicizare în care noi ne putem implica imediat. The first thing I would suggest, primul lucru pe care vi-l sugerez, those of you of like mind, those of you that are saying, what God has started to do during this meeting, we will not let it disappear. We will not let it disappear. Cei care sunteți la fel, cei care aveți pe inimă acest lucru, că ceea ce a început Dumnezeu să facă în inimile voastre, nu veți lăsa acel lucru să se stingă. Even if there are 3, 4, 5. Chiar dacă sunteți 3, 4 sau 5. Bind your heart together. Legați-vă inimile împreună. Begin to pray. Începeți să vă rugați. Some of the messages that we have listened to, unele dintre mesajele pe care le-am ascultat, they are already on tape. Sunt deja pe casetă. Some of what we did the other year. Ceva din ce noi am făcut anul trecut. They are already available. Sunt disponibile acele înregistrări. If we pick them up. Dacă noi luăm aceste înregistrări. And as we sit together, say, let's just listen to this again. Și stând împreună, spunem, hai să le ascultăm din nou. And as you are praying. Pe măsură ce vă rugați. And as the word of God comes again. Pe măsură ce cuvântul Domnului. As you study. Începe să lucreze din nou. God is faithful. Dumnezeu este credincios. He will be there. El va fi acolo. And he will start doing something in your life. Și va începe să facă ceva în viața noastră. And then some of our brothers and pastors, God may use them to begin to say, let's go like this. Și apoi pe unii dintre pastorii noștri, Dumnezeu îi va atinge și vor spune, haide să mergem pe calea aceasta. Last year, some few people agreed that they will come back here for a discipleship time and exposure, which we tried to do, but we couldn't continue. We think after this meeting, those that are again say, I want to press on with this. Anul trecut s-au fost persoane care au dorit ca să continue acest proces de ucenicizare și acesta va continua și după această întâlnire. When we finish, după ce terminăm, if such persons are indicating and say, look, I want to press on with this. Dacă există persoane care vor să continue cu această ucenicizare, we will just want you to drop your addresses and this man will put it together and then they will see what step we can take about that. Am rugămintea să vă lăsați datele de contact la mine și vom vedea apoi ce pași putem urma.
The first thing is that, just like our brother said, let's take what God has told us to do, let's go and do it. Dar ceea ce noi trebuie să facem, așa cum a spus fratele, trebuie să vedem ce ne-a spus Domnul și să împlinim acele lucruri. And if you will permit me, I will bring the final charge on this. Și dacă îmi permiteți, o să aduc cuvântul de încheiere. Can I bring the final charge on this? O să aduc cuvântul de încheiere. We want to conclude with John chapter 2. Aș vrea să concluzionăm cu Ioan capitolul 2. Let's talk quickly to John chapter 2. Vedem repede la Ioan capitolul 2. We'll bring our meeting to a close. In John chapter 2 there was what became the miracle of the new wine. În Ioan capitolul 2 vedem minunea cu vinul cel nou. Even though many people have read this passage and they only say Jesus turned water to wine. Chiar dacă mulți citesc acest pasaj și văd că Iisus a schimbat o apă în vin, but in that miracle, dar în această minune care s-a întâmplat, say this is the beginning of how Jesus began to show his glory. Mi se spune că acesta este începutul când Iisus a început să-și arate gloria. And there are few things that happened that brought the new wine. Și sunt câteva lucruri care s-au întâmplat care au adus acest vin nou. And as we are going from this meeting, și cum plecând de la această întâlnire, we are trusting that the new wine will break forth with us. Noi avem încredere că acest vin nou ne va acoperi și pe noi. The new wine of the Spirit will come among us. Acest vin nou al Duhului Sfânt va veni între noi. But there are three things that I want you to note they did. Dar vreau să vedeți trei lucruri pe care ei le-au făcut. Number one. Numărul 1. There was a recognition of their situation. Ei și-au recunoscut situația în care se aflau. The Bible said, when the marriage had started, și Biblia spune că atunci când nunta a început, Jesus and his disciples were invited. Iisus și ucenicii lui au fost invitați acolo. And at a point in the marriage, the wine finished. Și la un anumit punct de anunții, vinul s-a terminat. Instead of just pretending, și în loc să se prefacă, instead of using gimmicks to cover up, în loc să folosească tot felul de trucuri ca să acopere acest lucru, sometimes as a servant of God, the wine has finished. Pentru că un om ca și slujitor al lui Dumnezeu, vinul s-a terminat. Instead of going back to God and saying, Lord, my wine has finished. Și în loc să te duci la Dumnezeu și să spui, Doamne, vinul meu s-a terminat. We use human gimmicks to cover up our emptiness. Noi folosim trucuri omenești ca să acoperim goliciunea din noi. But the mother of Jesus did something else. Dar mama lui Iisus a făcut altceva. He came to tell Jesus. A venit și a spus lui Iisus. Our wine has finished. Vinul nostru s-a terminat. That's the beginning of revival. Și acesta este începutul trezirii. When a man is honest to tell God, I am finished. Când un om este onest și spune lui Dumnezeu, Doamne, El s-a terminat ce e în mine. We don't have the wine again. Nu mai avem vin. And when the woman asked Jesus, our wine has finished. Și când i-a spus lui Iisus că vinul s-a terminat, the first response of Jesus was, what is that? What's my concern about that? Răspunsul lui Iisus a fost, ce treabă am eu cu asta? Leave me alone, my hour has not come. Nu mi-a venit încă ceasul. Four, yes. Femeie, ce am eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. But you see, when Jesus answered like that, când Iisus a răspuns așa, that will stop me, he is not going to do something. Asta nu înseamnă că el nu va face ceva. So when you begin to pray, deci tu când începi să te rogi, when you begin to respond to what God has told us this week, tu când începi să răspunzi la ceea ce ți-a spus Dumnezeu în această săptămână, and you may first feel a form of dryness, la început poate o să ai o senzație de goliciune, de usație, God is not interested, ca și cum Dumnezeu nu ar fi interesat. Continuă. God is interested. Dumnezeu este interesat. God is going to visit you. Dumnezeu te va vizita. We only want to see how desperate you
El vrea să vadă cât de mult îți dorești tu acest lucru. Because revival is not cheap. Pentru că trezirea nu este ieftină. The move of God, the anointing of the Holy Spirit is not cheap. Mișcarea lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt nu este ieftină. Only those who thirst and hunger for it can have it. Numai cei care trânjesc după asta și sunt au foame și sete după asta. Anointing is not for decoration. Și ungerea nu este doar o decorație. Only those who need it badly can have it. Numai cei care au nevoie disperată de ea o pot avea. Those who cannot do without it is those that God will visit. Cei care nu mai pot trăi fără această ungere, pe aceea Dumnezeu îi va vizita. But I didn't know what is my concern about that. It was watching whether it would be enough for her to pray. Și când Iisus i-a răspuns așa, a vrut să vadă dacă răspunsul este de ajuns ca ea să plece. You know, sometimes Jesus has done that several times. Știți că Iisus a făcut asta de multe ori. A woman was begging him to heal his daughter. O femeie l-a rugat ca să-i vindece fiul. Leave me alone, we don't give it to dogs. Lasă-mă în pace, nu dăm din ala cu câinilor. If the woman left, dacă ar fi plecat femeia, would she get a miracle? Ar fi primit minune? But she waited there. Dar ea a așteptat acolo. She said, sir, a spus, Domnule, dogs. Pune și câinii. They take the crumbs that fall from the children's table. Mănâncă frigidurile care cad de la masa copiilor. It's ordinary crumbs. Chiar dacă sunt doar frigiduri. I'll not let you go. Nu o să te las să pleci. That was when her miracle came. Așa a venit minunea ei. I wanted to be desperate for revival. Aș vrea să fiți disperați după trezire. God will visit you. Dumnezeu te va vizita. Don't mind the immediate dryness. Nu te uita la această uscăciune imediată. Only to confirm how desperate you are. Este numai pentru a confirma cât de mult îți dorești acest lucru. How badly do you need God? Cât de mult ai nevoie de Dumnezeu? What? How hungry are you for the things of the Spirit? Cât de înfometat ești tu după lucrurile Duhului? So the woman told the people. Și femeia a spus oamenilor. Whatsoever he says to you. Să faceți. Do it. Tot ce vă cere. Whatsoever he says to you, do it. Să faceți tot ce vă cere. That's the second issue of revival. Aceasta este a doua punct al trezirii. Doing whatsoever he says to you to do, do it. Să faci tot ceea ce el îți spune să faci. It may not look reasonable, do it. Chiar dacă nu ești un lucru care îl înțeleg, fă-l. Are you hearing me? Auziți? I tell you a story. Vreau să vă spun o poveste. A brother was teaching in a secondary school. Un frate preda la școala la gimnaziu. Secondary school. Age 12 to 18. De la școala generală. La liceu. Okay, that's where he was teaching. And he said, și-a spus, God told him, că Dumnezeu i-a spus, can you give me 1 hour every day to pray for the school? Dumnezeu a spus, îmi poți acorda o oră în fiecare zi ca să te rogi pentru școală? This brother was a young convert when God sent him to go and teach in that primary secondary school. Și acest frate era un nou convertit când el a fost profesor la școală la liceu. And so he said, okay, 4 to 5 every afternoon, he would just carry his chair and sit under a tree praying for the school. Și în fiecare zi de la ora 4 la 5, deci la un scaun, se punea să nu copac și se ruga pentru școală. He was praying for the students. Se ruga pentru cei elevi. He would pray for the boys. Se ruga pentru băieți. He would pray for the notorious boys. Se ruga pentru băieții indisciplinați. He would just do that. Și făcea acest lucru. He did that for a whole town. Și a făcut asta o perioadă întreagă. Nothing happened. Nimic nu s-a întâmplat. He said, what is this? Let him stop. Și s-a gândit, ce asta? Să mă opresc. He wanted to stop. A vrut să se opresc. But God asked him. Dar Dumnezeu l-a întrebat. Why did you stop? De ce te-ai oprit? I asked you to give me 1 hour. Ți-am cerut să-mi dai o oră. Did I say I am tired? Ți-am spus că am obosit. So he continued. Așa că el a continuat. He continued. A continuat. He continued for the second time. A continuat încă o perioadă.
Then something happened. Și apoi s-a întâmplat ceva. One afternoon he sat where he used to sit to pray. Într-o după-amiază el stătea în locul care obișnuia să se roage. And a very, very notorious boy that used to be a ringleader of wickedness in that school. Și un băiat care era capul răutăților în acea școală. Walked up to him. A venit la el. And said, sir. Și a spus, domnule, can you preach to me? Poți să predici mie? The brother thought the man, the boy was looking for his trouble. Și fratele a crezut că acel băiat căuta probleme, vrea să-i facă probleme. And the young man said, oh, I actually want you to preach to me. Și băiatul i-a spus, vreau să-mi predici, vreau să-mi vorbești. And this teacher just preached. Și fratele i-a predicat. I was telling the boy, you need to repent. Și a spus, tu trebuie să te pocăiești. And without doing anything. Și fără ca să facă nimic. The conviction of sin came on that boy. Convingerea păcatului a venit peste acel copil. And he began to cry. Și a început să plângă. And began to confess. Și a început să mărturisească. How he has been chasing girls. Cum a alergat după fete. How he has caused confusion in the school. Cum a creat atâtea probleme în școală. That's how he knelt down and the brother prayed to for God to come into his life. Și a genunchiat și fratele s-a rugat pentru el ca să Dumnezeu să intre în viața lui. And the boy left. Și a plecat acel băiat. And the brother still sat to continue his prayer. Și fratele a rămas în rugăciune în continuare. Only for the young man to go to the hostel. Iar tânărul s-a pus la campus. And he was crying. Și plângea. And as he was crying. Și plângând. All his friends. Toți prietenii lui. Started coming to him. Au venit la el și au spus, ce s-a întâmplat? And the boy said, look, if you do not repent, you repent. Și el a spus, dacă voi nu mă veți pocăi, veți muri. You know how wicked I am. Știți cât de rău sunt eu. But Jesus just told me that I have to. Dar Iisus mi-a spus că trebuie să mă pocăiesc. I've been crying for him to forgive me. Și am plâng înaintea lui ca să mă ierte. And without anybody doing anything else, the other children were kneeling down and they were also crying. Și fără ca să facă nimic, ceilalți copii au îngenunchiat și au început să plângă. His club members started weeping and giving their life to Christ. Toți prietenii lui au început să-și predea viața lui Hristos. Before you know it, the entire boys in his own hostel started crying. Și înainte să-ți dai seama, toți copiii care erau în campus unde stăteau au început să plângă. And they wept throughout the night, confessing their sins. Și au plâns toată noaptea, mărturisindu-și păcatele. The following morning, they went to the lecture, the class. Dimineața următoare s-au dus la oră. As the teacher wanted to teach. Și când profesorul a vrut să înceară să... One of the students said, excuse me. Să vorbească unul din ei. I want to confess my sin publicly. Vreau să mărturisesc public păcatul. That's how confession started. Și așa a început această mărturisire. This man would say, I was the one who stole the money that the principal was looking for. Și el a spus, eu sunt cel care a furat banii pe care i-a căutat directorul școlii. This man would say, I was the one that carried that girl the other way to plant for the kids. Iar altul a spus, eu sunt cel care a luat acea fată și s-a dus și a păcătuit cu ea. And the teachers can no longer teach. Și profesorul nu a mai putut să predea. The children were weeping to repent. Copiii plângeau și se pocăiau. There was another school opposite their home school for only girls. Și era o școală vis-a-vis de școala lor, o școală de fete. When they heard that the children, the students here were weeping. Când au auzit că elevii de acolo au început să plângă. We don't know how it happened. The fire jumped to the other college and they were also convicted. Nu știm cum s-a întâmplat, dar focul a ajuns și în celălalt colegiu și și ei au fost convinși. And for a whole week, nobody could teach in that school. Și timp de o săptămână, nimeni nu a putut ca să predea în acea școală. The two principals sent for me. Cei doi directori m-au chemat. They said, Brother Billy, we have a problem. Și mi-am spus, frate Billy, avem o problemă. We cannot teach. Noi nu mai putem să ținem ore. All the students just want to repent. Pentru că toți elevii vor să se pocăiască. I went. Am fost acolo. And for another week. Și timp de încă o săptămână. Nobody could do anything. Nimeni nu a putut face nimic. Revival broke forth.
trezirea a început. Duhul Domnului a început să lucreze. Înțelegeți ceea ce vă spun? Orice trebuie să faci. Do it. Fă. If it tells you to start praying 5 a.m., do it. Dacă Domnul spune să începi să te rogi la ora 5, fă lucrul ăsta. If it tells you to gather young children for Bible club, do it. Dacă îți spune ca să aduni copii pentru școală duminicală, fă. If it tells you to just meet us, 2-3 people praying, do it. Dacă îți spune să vă întâlniți 2 sau 3 la rugăciune, fă. What so am I intends you to do? Do it. Orice îți spune Domnul să faci, face lucru. Obedience to God is the key to revival. Ascultarea față de Dumnezeu este cheia trezirii. Do what he tells you to do. Fă ceea ce îți spune El să faci. Do you know as that brother, you know, before he went to the school, he spoke to me. I told him, I said, yes, brother, I think you should go to that school. So he went and picked a job from me to teach in school. Acel frate, înainte să se ducă la acea școală, a venit și a vorbit cu mine și a spus, da frate, du-te la școală aceea să iei slujba. He was a journalist before. Înainte de acest lucru, lucra în medie, era jurnalist. Any good salary. Un salariu foarte bun. But when he met Christ, dar când el a întâlnit pe Hristos, God said, he wants to use me in our area. Mi-a spus, frate bine, Dumnezeu mi-a spus că vrea să mă folosească în zona mea. Vreau să părăsesc slujba. Because as a journalist, he cannot stay in the village. Pentru că eu, ca și jurnalist, nu pot să rămân în orașul meu. So we agreed that he could leave his journalism and go and take a teaching job in a secondary school. Și am fost de acord, am ajuns la aceeași concluzie cu el, că și poate lăsa slujba de jurnalist și poate lăsa un profesor de liceu. At his disposal. Trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Some of you are clinging to your job like this. Unii dintre voi țineți cu dinții de slujba voastră. Say, God, use me. I'm not saying, give that job. Go and do this for me. He said, no, not yet, not yet. Și tu spui, Doamne, folosește-mă, dar Dumnezeu spune, lasă slujba. When you did that, când a făcut asta, a venit trezirea. It was an interesting thing. A fost un lucru foarte interesant. I have seen revival. Am văzut trezire în viața mea. But you always begin with somebody obeying God. Dar întotdeauna începe cu cineva care îl ascultă pe Dumnezeu. Whatever he tells you to do, do it. Tot ceea ce spune Dumnezeu să faci, fă. And when he did it, și când a făcut acel lucru, there was new one. A fost vin nou. And so Jesus told them. Și astfel Iisus le-a spus, fill this empty jar with water. Umpleți aceste vase de piatră cu apă. Sir, we are talking that one has finished. What are we doing with water here? Domnule, noi vorbim că s-a terminat vinul. De ce vorbim de apă? There was no connection. Nu exista nicio legătură. But that's what Jesus said they should. Dar asta a spus Iisus că ei trebuie să facă. When they finished filling the plates with water. Și după ce au terminat de umplut vasele cu apă. You know, he did not do anything in it. He didn't pray. Știți că nu am făcut nimic, nu s-a rugat. You said, fetch the water that you have now fetched. Go and give it to the master of ceremony. And as they went, și a spus doar, luați din ce a spus acolo și duceți la pastorul. I-au crezut că este apă. By the time they got there, dar până au ajuns la mine, it became wine. Era vin. What God tells you to do, ceea ce Dumnezeu îți spune să faci, may look like ordinary water. Poate părea ca apă obișnuită. May look so ordinary. Poate că apărea atât de obișnuit. Go and do it. Fă. God is the one. Dumnezeu este acela. Who can turn our ordinary water to wine. Care poate transforma apa noastră obișnuită în vin. As we have come for this meeting. Așa cum am venit la această întâlnire. If you will do all that God has told you to do. Dacă vei face tot ceea ce Dumnezeu ți-a spus să faci. Nobody can predict what God will do. Nimeni nu poate spune ceea ce Dumnezeu a făcut. The that God said you should not do again. Stop it! Lucrurile pe care Dumnezeu ți le spune să nu le mai faci. Oprește-te din ele. We had a good meeting. Să nu spui, a fost o întâlnire bună. It would be a waste if you don't do what he has told you to do. Ar fi o pierdere dacă tu nu faci ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. What he has told you to do, do it. Ceea ce ți-a spus să faci, fă-l.
bring obedience to what he has told you to do. Do it. A doua ascultare asupra ceea ce aici a spus să faci, face lucru. The God that some of you. Dumnezeu a spus unul la dintre voi. Concerning what I want to use you for. În legătură cu ceea ce la ce vreau să te folosesc. You need to go and submit for discipleship. Tu trebuie să te duci și să intri într-un proces de ucenicizare. Do it. Fă. Just do it. Fă. You will never fail when you do the will of God. Niciodată nu vei da greșit când faci voia lui Dumnezeu. So as I conclude this meeting, în încheierea acestei întâlniri, whatsoever he says to you, orice îți spune Domnul, do it. Să faci. Fă. As you go from this meeting, plecând de la această întâlnire, whatsoever he has said to you, orice ți-a spus Domnul, do it. Fă. The thing that you have seen as we read the word of God, lucrurile pe care le-ai văzut când am citit din cuvântul Domnului, the thing that you have heard as the word of God came to you, lucrurile pe care le-ai auzit când cuvântul Domnului a venit la tine, do it. Fă-le. Don't just talk about it. Să nu vorbești doar despre ele. Do it. Fă-le. Don't just say, I'm bine că am preach. Să nu spui ce bine predică fratele bine. That is not important. Asta nu are nicio importanță. What God told you to do. Ceea ce Dumnezeu ți-a spus să faci. Do it. Fă-le. As you go from this meeting now. Plecând de la această întâlnire. Do it. Fă-le. If it tells you that, look, you and your wife, dacă trebuie ca tu și soția ta, start praying together. Să începe să vă rugați împreună. Because God wants to do something with your family. Pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva cu familia ta. Do it. Fă. Just do it. Fă. Just begin to do it. Începe să faci acest lucru. You will see the glory of God. Și vei vedea gloria lui Dumnezeu. Ordinary water will become wine. Și apa obișnuită va deveni vin în mijlocul nostru. And you will have testimony. Și vei avea mărturii. So help me tell the person on your side. Și spune persoanei de lângă tine. What the Lord has told you to do. Ceea ce Dumnezeu ți-a spus să faci. Do it. Fă. Stand up, stand up, please. Stand up. Go and talk to somebody. Mergi și spune cuiva. Go and talk to somebody. Mergi și spune cuiva. God has told you to do. Ceea ce ți-a spus Dumnezeu să faci. Do it. Fă. Don't be afraid. Să nu fie frică. Do it. Fă. The Lord is with you. Domnul este cu tine. Don't say you are too young. Să nu spui că ești prea tânăr. Do it. Fă. Go and meet another person. Vine și cu altă persoană. Please go back and tell somebody else. And tell somebody else. Vine și spune alte persoane. The thing that God has told you. Domnul ți-a spus să le faci. Fă-le. Fă-le. Right. Why must I never să vă rog faceți? Amin, să mă ajute. Și să vă ajute și pe dumneavoastră să faceți ce vreți. Amin. Vă rog, țineți-vă de mână două sau trei persoane. Două sau trei persoane. And I wanted to pray. Și vreau să vă rugați. Lord, Doamne, what you are telling us to do, ceea ce ne spui să facem, we want to do it. Vrem să facem acest lucru. Give us grace to do it. Dă-ne har să facem acest lucru. Give us courage to do it. Dă-ne curaj să facem acest lucru. Give us wisdom to do it. Dă-ne înțelepciune să facem acest lucru. What you have told us to do in this place. Ceea ce ne-ai spus să facem în acest loc. We shall do it. Vom face. Please pray together. Rugați-vă împreună. Rugați-vă împreună. Să facem, Doamne, lucrurile care nu știu, Doamne, să facem. Doamne, 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 Doamne
Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, I want you to pray for the person you are holding your hand and say, God, vreau să vă rugați pentru persoana pe care o țineți de mână și să spuneți, Doamne, grace to do it. Dă-i acestui frate, acestei surori, har să facă lucrul. Give this brother courage to obey. Dă-i curaj să ascultă. Make him a vessel of revival. Or un vas al plesimii. Make him a vessel of revival. Or un vas al plesimii. Ceea ce Dumnezeu a spus în mijlocul nostru, it shall find expression. Deci va găsi împlinire. God will bring it an increase. Dumnezeu va aduce o creștere. Lift up your voice and let's pray together. Ridică-ți vocea și spune asta Domnului. Colossians chapter 4. În Coloseni capitolul 4, Paul said something that I felt I should say to you now. Pavel a spus ceva ce simt că trebuie să vă spun acum. In Colossians chapter 4. În Coloseni capitolul 4, verse 16. Versetul 16. No, verse 15, 16. Versetul 15 și 16. He said, salute the brethren which are in Laodicea. Spune sănătate fraților din Laodicea. And Nymphas. Și lui Nimfa. And the church which is in his house. Și bisericii din casa lui. And when this epistle is read among you. După ce va fi citit această epistolă la voi. Cause that it will be read also in the church of the Laodiceans. Faceți așa ca să fie citită și în biserica Laodicenilor. And that you likewise read the epistle from Laodicea. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Trei lucruri veți face acum. Salute the brethren which are at Laodicea. Spuneți sănătate fraților din Laodicea. Carry the greetings and the blessing of this meeting. Churches where you come from. Duceți salutările și harul acestei întâlniri în bisericile din care faceți parte. God sent you here. Când Dumnezeu te-a trimis pe tine aici, you are a representative of the church that you came from. Tu ești un reprezentant al bisericii din care ai venit. Carry this to them. Du-a acest lucru înapoi acasă. Are you getting me? Mă înțelegeți? The fire that has happened to you.
focul care l-ai simțit, dulcilor, on Sunday tomorrow, mâine, duminică, ask the pastor, cere pastorului that you have a greeting, ca să poți avea un salut, to bring to the church, ca să poți să duci salutul acesta biserici. Went for this meeting, și spune-ne că atunci când ai venit la această întâlnire, God did something to you, Dumnezeu a făcut ceva în inima ta, and you wanted to share it with them, și vrei să împărtășești acest lucru cu ei. Don't start preaching, să nu începi să predici. Just tell them what God has done in your life, spune-le doar ce a făcut Dumnezeu în inima ta. If you repented here, dacă aici te-ai pocăit, tell them that when I went, spune-le că atunci când ai fost acolo, certain things were not correct in my life, lucruri care nu erau corecte în viața ta, and I had to repent, a fost nevoie să mă pocăiesc. I just want to greet you that this is what I went for that conference and I did. Și salută-i și spune-le că ai fost la conferință și asta ți s-a întâmplat. Acesta este numărul 1. Numărul 2. He said, this epistle, spune că această epistolă, let it be read among the church, să fie citită în alte biserici, the one that was written to Laodicea, iar cea care a fost scrisă bisericii din Laodicea, among the Colossians, să fie citită între Coloseni. What was that? Ce înseamnă asta? That the message, că mesajul that you have received, pe care tu l-ai primit, nu te ține, nu lăsa să moară la tine. Go and share it. Du-te și împărtășește. And the way to do it, și modalitatea în care poți face acest lucru, ask the brothers who are doing the cele fraților care se ocupă de media, or the video and whatever, ask them to give you a copy. Cere-le să-ți dea o copie după înregistrări. Because you want the church, the brethren, the people to know what epistle you have received. Pentru că vrei ca biserica, ca frații să știi ce epistolă ai primit aici. Some of you, your husband are not here. Unii dintre voi, soții voștri nu sunt aici. Don't just say, we were blessed. Să nu spui doar, am fost binecuvântați. Carry the video. Du înregistrările. Slot it in. Pune-le în aparat. I said, my husband, și spune, soțule, this is the epistle we received. Asta este epistola pe care am primit-o. Don't know what God will do. Nici nu știi ce poate face Dumnezeu. Gather your prayer group. Ia-i pe cei din grupul tău de rugăciune. Show them this epistle. Arată-le această epistolă. Say, what was written to Colossians? Și ceea ce a fost scris celor din Coloseni? Should be read in Laodicea. A trebuit să fie citit în Laodicea. Most of you from England, cei din voi care sunteți din Anglia, carry this message. Duceți acest mesaj. Gather your disciples. Adunați-vă ucenicii. Show it to them. Arătați-le acest lucru. It must not end in the shelf. Nu trebuie să ajungă să se piardă pe un raft. That was how the epistles spread. Așa s-au împărțit epistolele, așa s-au împărțit. That was how revival spread. Așa s-a împlinit trezirea. Are you hearing me? M-a auzit? Now, those of you from Italy, cei care sunteți din Italia, carry it. Duceți acest lucru. The few people you know, oamenii puțini pe care îi cunoaște, slot it in. Dați-le aceste înregistrări. When we went to Bucharest, și spuneți-le, când am fost la București, aceasta este epistola pe care am primit-o. As you share it, și pe măsură ce împărtășiți acest lucru, leave it for God. Lăsați ca Dumnezeu, you don't know what God will do, să-și facă lucrarea mai departe. Nici nu știți ce se dă, ce poate face Dumnezeu. Să poate locui un foc. Pe măsură ce plec eu, greet the brethren. Salutați frații. Greet the church. Salutați biserica. Thank them for releasing you. Mulțumiți-vă că v-au trimis aici. And tell them what God did to you. Și spuneți-le ceea ce v-a făcut Dumnezeu aici. Is that difficult for you? E greu să faceți asta? No, it should not be. Nu ar trebui să fie. God bless. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. Haideți să ne ținem mâinile împreună. Join your hands there.
Spirit of the living God. Spirit al Tatălui. Come upon us. Vino peste noi. Fill us afresh. Umple-ne cu umplere proaspătă. Let there be an outpouring of your spirit now. Lasă să fie o umplere a Duhului tău sfânt acum. Send us forth by your power. Trimite-ne puterea ta. Let this communion not break again. Lasă ca această părtășie să nu se mai despartă. And let your glory rest upon us. Și lasă ca gloria ta să se odihnească peste noi. Let the grace of our Lord Jesus Christ. Lasă ca harul Domnului Iisus Hristos. The love of God. Dragostea lui Dumnezeu. And the communion of the Spirit. Și împărtășirea Duhului Sfânt. Go with us. Să fie cu noi. Move with us. Meargă cu noi. Move in us. Să miște în noi. And bring down the glory of God. Și să aducă gloria lui Dumnezeu. Upon Romania. Peste România. Into Bulgaria. În Bulgaria. Unto Italy. În Italia. Unto Albania. În Albania. To United Kingdom, Anglia, to Nigeria, Nigeria, everywhere we come from. Peste tot de unde venim. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amen. 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 Thank you. Vă mulțumim. Vă doresc poftă bună. Sunteți așteptați pe terasă. Cei care nu aveți loc pe terasă, să intrați în restaurant, pe restaurantul liber. Sora Vivi, vă rog să stați la masă, să dați autograf la cei care iau cartea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Notați, ultimul weekend din 2016, în mai, este aniversarea 20 de ani de când s-au deschis adunările lui Dumnezeu și păstorii au votat să avem o aniversare în ultimul weekend din luna mai. Poftă bună! Cei care doresc pentru ucenicizare să-și lasă detaliile